Putem să începem? Da. Bună ziua și bine ați venit la conferința de presă a Consiliului Județean, astăzi, 8 iulie 2021. Am onoarea să-i prezint pe cei prezenți astăzi în conferința de presă, pe domnul primar Marius Dulce, primarul municipiului Călăraș, și pe domnul director Stănescu, directorul Adi Ecosalubris Management Călăraș. Problemele apărute în spațiu public, vreau ca să le discutăm. E vorba despre fotbal, handbal și ce se întâmplă cu gunoaiele în municipiul Călăraș. Primul subiect pe care vreau să-l discut eu este vorba despre fotbal. Fotbalul călărășan are nevoie să intre în reorganizare. Urmarea promovării echipei în divizia națională, după ce am pierdut, să spunem, meciul de menținere în divizia națională, din momentul ăla, clubul Dunărea Călăraș a avut o perioadă destul de dificilă, pentru că jucătorii cu salarii foarte mari n-au vrut să rezilieze contractele și noi, din momentul ăla, am intrat, să spunem, într-o situație de neplată a salariilor și a contractelor pe care ei s-au depus memorii, iar noi toți banii care îi alocam de la Consiliul Județean plăteam acele memorii care veneau foarte rapid de la Federația Română de Fotbal. Astăzi, făcând o analiză, da, avem 5 salarii neplătite fotbaliștilor. Ca să putem să le plătim și ca fotbaliștii care și-au reziliat contractele să nu mai depună memorii și să ne ia banii din cont, trebuie să intrăm în insolvență, insolvență prevăzută de lege, reorganizare care ne permite nouă să reeșalonăm toate datoriile pe care clubul le are astăzi. Datorită bugetului pe care la început de an Guvernul României ne-a alocat în loc de 96 de milioane, cum se aloca de obicei, în anul 2021 am primit 42 de milioane. Din lipsa bugetului pe care Consiliul Județean o are astăzi, suntem nevoiți să intrăm în insolvență, insolvență care nu înseamnă desființarea clubului, înseamnă reorganizarea clubului și reorganizarea plăților în termen de 2 ani, maxim 3 ani dacă, să spunem, nu reușim pe bugetul anului viitor să acoperim aceste datorii pe care clubul le are astăzi. Nu vrem să nu plătim, nu vrem să spunem celor care astăzi sunt, vreau să spun, răutăcioși cu cei care cred că noi vrem să desființăm clubul. Nu desființăm clubul. Îl reorganizăm, îl punem într-o situație în care să funcționăm mai departe cu echipa. Echipa va primi bani de la Consiliul Județean. Consiliul Județean și-a pus în rezerve suficienți bani ca să putem să continuăm activitatea sportivă a clubului Dunărea Călăraș. Și aș vrea să spun, pentru că mai de ună zi cineva a făcut câteva afirmații despre prefectură și acel incompetent continuă să arunce în spațiu public lucruri pe care nu sunt adevărate. Noi reorganizăm clubul de fotbal și mergem mai departe cu activitatea sportivă de performanță a Dunării Călăraș. Și vom susține antrenori din Călăraș, fotbaliști din Călăraș și vom face în așa fel încât totul să revină la normal în Călăraș. Acei fotbaliști care veneau din afară nu rezolvau decât o problemă, să spunem, de tur și de retur, anul competițional. Vrem să promovăm călărășeni, copiii Călărașului, să-i vedem pe stadion, părinții, bunicii, să aducem acea, să spunem, emulație a călărășenilor pe stadionul municipal Călăraș. Dacă sunt întrebări, la final vă stau la dispoziție. Aici, să spunem, e partea de prezentare a situației clubului Dunărea Călăraș 2005. Domnule primar, despre handbal, așa cum am spus că sunt... Despre handbal, eu o să mă repet, o să fac o recapitulare, așa cum bine știți, după ce am preluat anul trecut mandatul, am constatat că clubul de handbal avea 3 luni de zile salarii neplătite, avea peste 340.000 datorii la stat și ceea ce era cel mai greu de dus, au pierdut un proces în instanțele sportive de peste 7 miliarde vechi, de 700.000 noi.
toate aceste lucruri nu puteau finanțate pe legea 350, pentru că acea lege prevede numai finanțarea performanței sportive, fapt pentru care nu am putut să mai finanțăm clubul la acea dată. Dar nu ne-am oprit aici, așa cum a spus și domnul președinte, am făcut demersurile de a intra în insolvență cu reorganizare, să putem să deblocăm conturile clubului, pentru că toate conturile erau blocate. Nu ni s-a acordat insolvența cu reorganizare, drept pentru care am declanșat falimentul. Astăzi suntem în următoarea situație. Am înființat o altă asociație sportivă, chiar astăzi am fost domnul președinte la notariat, a semnat, o să merg și eu după conferința de presă și definitivăm toate documentele ca să înființăm Asociația de Handbal a Municipiului Călăraș 2021, pentru că numai așa putem să funcționăm. Ținta noastră este de a atrage foarte mulți călărășani. Este clar că dacă vrem să activăm în Liga A, ar fi cam Liga B, da? În Liga A, nu mai suntem în Liga Zimbrilor, dar suntem în Liga A, atunci o să atragem cât mai mulți călărășini. Deja avem cereri să ne spună da, în ce stadiu suntem cu asociația, să poată să întoarcă copiii acasă. Bugetul pe care îl estimez ca să funcționăm este undeva de 2 milioane, 2 milioane jumate. Suntem în grafic, vreau să terminăm ca să intrăm din septembrie, să intrăm în anul competițional 2021-2022 și atunci vom activa cu oameni din Călăraș, iar dacă va trebui să luăm și stranieri, vom lua, dar în condițiile noastre de salarii decente, nu așa cum ați văzut, că erau salariile undeva la peste 5.000 de euro de fiecare bani în mână. Deci cam asta este povestea cu handbalul. Iar banii care am recuperat, pentru că trebuie să știți că la futsal și la handbal în anul competițional 2019-2020 s-au cheltuit undeva în jur de 75 de miliarde vechi, deci undeva la handbal au fost plăți de 62 de miliarde, iar la futsal undeva la 13 miliarde. Banii acestea, dacă îi vedeți, în ceea ce fac și asfaltez astăzi în Călăraș, sunt banii care nu se vedeau pentru că erau băgați în aceste sporturi, iar acum o să-i vedeți în aceste străzi asfaltate și modernizările pe care le facem. O să dăm drumul și la drumul de la Siderca, cred că până la finalul lunii se finalizează și putem să ne apucăm de lucrări. Deci acolo ar fi banii care se duceau la handbal și la futsal în momentul respectiv. Cam astea sunt. La final vă aștept și eu cu întrebări dacă mai aveți pe această temă.